la un nou episod din vlog. Am poposit la Suceava și mă bucur să fiu oaspetele lui Mihai Cotos. Este un om pe care eu îl apreciez și am ajuns astăzi la Școala Populară de Arte din Suceava, la clasa profesorului Mihai Cotos. Îmi pare bine, Loredana, că ai venit la noi în Bucovina și mă onorează faptul că pot participa la proiectul tău. De altfel, îți mărturisesc că până în acest moment am urmărit toate vlogurile de până acum și am rezonat cu ceea ce ai făcut și de asta sunt și mândru că, iată, astăzi putem discuta. Și eu mă bucur că ești parte activă din acest proiect și te-am ales din două motive. Unu, ar fi faptul că tu ai trecut prin concursurile de gen destul de recent, iar al doilea este faptul că tu activezi și ca dirijor în proiectul pe care îl desfășori aici, în Suceava. Spune-ne câte ceva despre periplul tău prin concursuri și importanța acestora în evoluția ta de până acum. Da, într-adevăr, activitatea mea din concursuri, participarea mea la concursuri, practic, încă nu, consider că nu s-a încheiat și, deși unii spun că concursurile sunt doar o perioadă, consider că un profesionist are nevoie de concursuri toată viața pentru a se ține în priză, da? De ce n-am susține concursul și la 50 de ani pentru a demonstra mereu lucruri, pentru că nu, eu consider că nu se termină niciodată. Într-adevăr te motivează, dar nu mai vorbim despre aceleași concursuri despre care unde ne trimitem elevii, nu? Așa este. Acum ești mentor. Așa este, dar tot concursul se numesc și celelalte. Bine, într-adevăr, este adevărat că etapa concursurilor oarecum s-a încheiat odată cu intrarea mea în domeniul profesionist, deja după finisarea facultății, așa mai departe. Da, experiența mea în festivaluri a fost una destul de consistentă. Am pornit de mic, din copilărie. Ori în copilărie participarea la concursuri avea un farmec special când mergeam la concursuri și eram un copilaș drăguț, cu veara în mână, drăguț, drag la toți, la membrii jurului. Apoi a continuat această experiență cu deja creșterea mea odată cu vârsta și conștientizarea a ceea ce trebuie să fac eu în scenă. Aici cred eu că a fost cea mai importantă etapă în formarea mea ca instrumentist. De ce spun asta? Pentru că, cum bine știi și tu, scena este un loc unde se întâmplă niște lucruri care ne testează și ne ajută să înțelegem cine suntem de fapt, dacă... Evaluarea supremă. Exact. Acolo nu există loc de interpretări, totul este sau nu este. Odată cu maturizarea, am conștientizat că am anumite goluri în pregătirea mea profesională și aceste goluri trebuiau umplute. De aici apare și necesitatea de a te perfecționa, de a apela la oameni profesioniști în domeniul care să te ajute. Aș vrea să punctez aici faptul că la vârsta aceea fragedă, am primit sfaturi de la niște oameni cu totul și cu totul speciali care m-au pregătit pentru ce urmează. Ori asta a contat mult pentru că nu m-am trezit deodată aruncat în luptă fără nicio armă. Tu de cele mai multe ori trezeai emoții în sufletelele celorlalți concurenți. Spune-ne cum îți pregăteai tu fiecare evoluție scenică în așa fel încât să ai randamentul pe care l-ai dat. Este adevărat că eu am reușit câteodată să stârnesc anumite emoții concurenților mei, dar la fel de adevărat este că și eu am simțit aceleași emoții la rândul meu de la alți participanți în festivaluri care erau foarte bine pregătiți. De fapt, în asta constă și concursul, nu? Să ne testăm limitele, exact. Într-adevăr, ca să reușești să fii bine pregătit pentru un concurs sau pentru un concert sau să susții ceva, ai nevoie de o pregătire în spate. Siguranța scenei vine din studiul și de orele petrecute în sala de studiu de până la concurs și o strategie, dacă pot să... Aici vreau să ajung. Ok. Strategia mea mai mereu a fost să pornesc cu modestie în luptă, asemenea unui domnitor român în fața unei armate de 10 ori mai numeroasă, da? Adică nasul și privirea în pământ, la început e bine să fie, să conștientizezi faptul că ai mult de muncă, pregătești materialul foarte bine, e bine să simulezi în clasă sau în camera de studiu, să simulezi situația de concurs. Situația de concurs, să încerci să-ți produci emoțiile respective și să vezi unde anume ai slăbiciuni, da? Pasajul respectiv sau posibilitatea de a transmite ceva mai mult dintr-un anumit pasaj publicului.
Iar în scenă, e bine să-ți faci frate ca și în lupta despre care ți-am menționat adineori la analogia cu domnitorii români, să-ți faci frate întâi publicul, să transmiți mesajul, până la urmă asta e important, pentru că jurul punctează comunicarea ta și felul în care transmiți. Așa este. Mai departe, am conștientizat destul de târziu faptul că nu numai muzica e importantă și prezența scenică. Da? De exemplu, vreau să-ți mărturisesc că într-un concurs la Iași am reușit să cuceresc publicul prin, mai mult prin prezența. Mi-am dat eu seama că mai mult prin prezența scenică decât însuși prin... și asta contează foarte mult. Decât însuși prin prestație. Exact. Contează foarte mult pentru că omul vrea un produs complet, nu la jumătățile de măsură. Și cum a fost? Am făcut două mișcări scenice care au adus un plus de vitalitate momentului, publicul a reacționat și așa s-a făcut diferențierea dintre momentul meu și momentul celorlalți concurenți, ceea ce a culminat cu obținerea marului premiu al acelui concurs și premiul de popularitate. În afară de prezența scenică, la ținută scenică, aș vrea să adaug ceea ce am înțeles eu puțin mai greu, portul popular pe care îl îmbrăcăm. Da? Chiar dacă suntem instrumentiști, încerc să-i convinc pe elevii mei, acum după ce eu am conștientizat lucrul acesta, că în fișa de notiție a jurului, acolo există un punct foarte clar la care scrie port popular, costum popular. Oricum, dacă mergem cu pantaloni negri și cu un brâu acolo, deja suntem repunctați. Câteva sutim fac diferența. Exact. Ca și într-o competiție sportivă, câteva sutim fac diferența și de aceea suntem depunctați. La fel de important este și portul. Și cred că, în ultimul rând, la sfârșit, rămâne și un pic de doză de o doză de noroc. Cu asta cred că aici... E mâna divină. Exact, așa este. Aș vrea să știu care sunt preseturile pe care ți le-ai făcut tu, în așa fel încât să depășești momentul în care te dominau emoțiile. Știm că lupta cu tine însuți este mai crâncenă decât cu orice alt impediment pe care îl întâmpi. Da, lupta cu mine însumi a fost destul de greoaie la început, dar pe parcurs am îmbunătățit anumite aspecte și asta s-a făcut treptat de la fiecare apariție pe scenă, luând câte ceva. Am încercat să ajung la un echilibru interior și mi-am dat seama că, deși cel mai ușor este să renunț, faptul că totuși ne încăpățânăm să mergem mai departe, ne ajută să fim niște oameni mai puternici. Pentru că, conștientizând ceea ce se întâmplă, de fapt, la nivelul emoțiilor, îmi dădeam seama că dacă renunț la ceva, după aceea targetul nu mai este așa de mare, ținta nu mai este așa de mare, de sus, și începe să coboare și se răsfrânge după aceea tot mai jos și mai jos, până la nivelul în care, dacă ar trebui să ne punem împotriva emoțiilor, nu mai ieșim nici din casă să dăm piept cu ceea ce ne înconjoară, da? Te-ai gândit vreodată să renunți? Da, m-am gândit. Ai avut vreun moment? Am avut asemenea momente și am fost ajutat să nu renunț și am trecut de acel moment. Te-am întrebat aceste lucruri, nu în ideea de a-ți face o biografie, ci de a conștientiza cei care se uită la noi, că până și persoanele cu ștaif au trecut prin astfel de momente de blocaj, de emoții, și le-au depășit, că practic asta este și cheia succesului, conștientizându-ți limitele și încercând să le depășești tot timpul. Așa este și toți oamenii au, cred că și cei mai mari muzicieni și cei mai la început și cei mai tineri trec prin asemenea emoții, documentându-mă despre mari personalități. Am văzut interviuri cu numeroși mari artiști, actori, muzicieni, care au declarat că până în ziua de astăzi, la vârste înaintate, la 70-80 de ani, au emoția și tracul intrării pe scenă, asemenea emoției unui boxer când urcă în ring. Deci nu e nimic deosebit în asta și cred că asta face să fie și meseria asta atât de frumoasă. Presupun că acum, în calitate de profesor, încerci să preiei ce ai luat și tu bun de la profesorii tăi. Cum reușești să strunești elevii în așa fel încât să-ți calce pe urme? Așa este, am căutat mereu să le împărtășesc din experiența mea, să-i păzesc de acele lucruri mai puțin bune pe care mi s-au întâmplat mie. Încerc să le produc emoția scenei, să le produc în clasă și mă strădui din răsputeri să fac lucrul acesta și uneori mi-a reușit. Chiar am avut surpriza să-mi declare un elev că i s-a părut
urcarea pe scenă la un festival mare din țară. Glumiță. O glumiță pe lângă ce am trăit noi la școală. Și nu fug elevii? Nu se sperie? Păi nu fug. Conștientizează. Conștientizează sau încearcă să conștientizeze, îi ajut și eu și cei mai mari deja încep să își dea seama că ceea ce facem e spre binele lor. Am vorbit până acum cu profesorul și cu interpretul Mihai Cotos, acum vreau să vorbesc și cu dirijorul Mihai Cotos. Ai avut momente în care solistul care evoluează sub bagheta ta să aibă un blocaj, să aibă trac, să nu mai poată reacționa? Da, am avut asemenea momente și mai mult de atât am avut, fiind un proaspăt, să zic așa, dirijor, da? Pentru că sunt la început de drum și cochetez și cu acest atut, mi s-a întâmplat și ca și instrumentiști și muzicienii care erau în fața mea să aibă trac datorită tinereții mele, datorită faptului că era ceva nou pentru ei, deși oameni care au cântat de 30-40 de ani pe toate scenele țării și nu numai, s-au trezit într-o situație complet nouă și atunci trebuie să gestionez cumva. Referitor la ce m-ai întrebat la interpreți, caut mereu să-i ajut, pentru că știu foarte bine ce e în sufletul lor. Și... care este metoda asta în care încerci să-i scoți din panica aia scenei? Cred că nu au nevoie de foarte mult ajutor, decât au nevoie de încredere. Și dacă le zâmbești și le dai senzația că totul e bine, ești acolo cu ei. Ești acolo și nu se întâmplă nimic, temele sunt făcute. E important să avem temele făcute, bineînțeles, nu putem trece peste asta. Dar se creează o atmosferă frumoasă și o conexiune și atunci putem depăși, chiar dacă am mai greșit un vers sau chiar dacă am, nu știu ce s-a întâmplat. De asemenea, aceeași chestiune o întâlnesc și în studio. Cunoaștem foarte bine faptul că totul e bine până când îmi rec, da? Da, așa este. Totul merge strună la repetiție până ne vedem în fața microfonului cu căștile pe urechi. Așa este. Atunci eu mi-am format câteva strategii la subiectul acesta. Ori îi mai păcălesc câteodată și le spun că repetăm și le spun, haide, acum repetăm, dar eu de fapt înregistrez, acum o să divulg aceste secrete, dar funcționează tot timpul. Ori le dau încredere, ori le sugerez să lase toată energia asta negativă deoparte și să revină la ceea ce sunt ei de fapt, pentru că nu căutăm să fim ceva ce nu suntem, da? Așa e, dacă nu ești în largul tău și nu, până la urmă nu reușești nici să îți exprimi mesajul așa cum trebuie. Așa este și avem o mică discuție, bem un pahar de apă și continuăm și aduce beneficii. Cum ar trebui să se pregătească un interpret, indiferent de vârsta pe care o are sau experiența pe care o are, în momentul în care se prezintă în fața unei orchestre? Pentru a avea și o comunicare, o colaborare optimă. Foarte bună întrebare și aș începe de la faptul că e bine să începem cu începutul într-o carieră muzicală. Am mai spus undeva faptul că mulți dintre noi încep cu urcatul pe scenă, continuă cu reieșind din urcatul pe scenă, își dau seama că au nevoie de pregătire profesională și când ajung să înțeleagă ce înseamnă de fapt pregătirea profesională, renunță. Ori asta este total greșit. Dacă am luat invers, am încercat să ne adresăm specialiștilor, să încercăm, chiar dacă noi avem un talent de naștere, chiar dacă noi cântăm frumos, important e prima oară să mergem să ne școlim. Da? Dacă faci... să mai ai pretențiile alea de consacrat de mic, nu? Să exact. Mergi treaptă cu treaptă. Exact. E bine să luăm cu începutul. Pentru că școala nu neapărat când mulți vor să spună. Sunt conservat cu cei cu conservatori care au diplome și tot nu le-a ajutat la nimic. Școala nu neapărat când învață să cântăm, ne formează ca oameni, în primul rând, da? Ca profesioniști putem colabora mai ușor învățând muzică, pentru că vorbim de muzică, nu neapărat că învățăm a cânta mai bine. Poate nu învățăm în școala asta, poate noi suntem atât de talentați că... ne iese din prima, ne iese din prima. Dar nu putem comunica cu ceilalți, da? Nu putem interacționa, da? Urcăm pe scenă. Păi, un tempo, să poți să ceri o tonalitate. Despre asta vorbim. Și de aici apar problemele și cred că tu la asta te referi când apar anumiți indivizi cu
nepregătiți total, da? Fără partituri, în primul rând. Fără aici partituri. Voiam să ajung. Exact, la asta mă gândeam și eu că vrei să la subiectul ăsta să discutăm. Dacă am fi sfătuit de către niște profesioniști, am ajunge pregătiți la momentul când ne prezentăm în fața unui orchestru. Și de ce e bine să te prezinți pregătit în fața unui orchestru? Pentru că atunci și produsul pe care tu îl vei oferi publicului va avea o anumită calitate mai ridicată, da? Va fi la un nivel mai sus. În afară de partituri, mai sunt și alte beneficii în a avea un parcurs normal, îl văd eu, normal, adică se pornește de la început, da. Îți poți exprima și nemulțumirile obiectiv, da? Când te adresezi unui dirijor sau te adresezi unui orchestru, domnule, asta nu-mi place, asta nu-i corect și muzicianul respectiv ar trebui să-și respecte statutul și să-ți ofere, da? Și ca să facem o mică paranteză, copiii la început de drum poate nu știu de unde își pot achiziționa partiturile. Cum le pot face în așa fel încât să ajungă pe mâna dirijorului și orchestra să sune ceas? Ok. După cum știm, mergi la un spectacol, sunt acolo 10-100 de partituri pe care orchestra trebuie să le parcurgă în timp record. Așa. Automat, tu trebuie să vii cu partiturile de acasă, așa că trebuie să iei legătura cu... Ok. Deși ar trebui să răspund din prima cu asta, aș spune că dacă ai urmat un parcurs profesionist, ai făcut o școală, ești în stare să le scrii și singur, da? Întrebarea era pentru cei care n-au parcurs. Așa, se pot adresa la anumiți specialiști și asta ar fi cel mai bine să o facă. Nu e greu să dai un telefon, pentru atâtea concerte și evenimente, să dai un telefon și să te prezinți la un dirijor din orașul tău sau la un folclorist sau la un profesor. Un corepetitor. La oricine. Și, deși s-a mai vorbit despre chestia asta, aș vrea să menționez ce îi cerem respectivului, să ne orchestreze melodia respectivă. Acum noi nu știm ce înseamnă orchestrație dacă suntem în punctul ăla și atunci aș vrea să lămuresc puțin ce înseamnă. O orchestră are mai multe instrumente, da? Unul cântă la vioară, unul cântă la țambal, să vorbim un termen așa, accesibil pentru toți. Laici. Ei, toți aceia au nevoie de partituri pentru instrumentele lor, pentru că toți au o notație diferită, da? La trompetă se scrie într-un diapazon, la vioară în altul și tot așa. Și atunci, când ne adresăm, să spunem, orchestratorului nostru, îi spunem, uite, vreau orchestrație, dar vreau pentru toate instrumentele, pentru că să pot câteodată să mai schivează, scrie o linie melodică și o armonie și când o pui în fața orchestrii, 30 de oameni îți vor cânta același text, ori asta deranjant la ureche, da? Orchestrație înseamnă puțin altceva. Da, cam asta ar trebui să facă un tânăr și odată, de două ori, este permis la început să te adresezi unui specialist, dar pentru viitor e bine să cauți să te descurci singur, pentru că ar fi mult mai benefic. La îndemână, chiar. Exact. Cum îți alegi colaboratorii? Cred că, în primul rând, pe criteriu profesional. Încerc să mă îndepărtez de faptul că am prieteni foarte mulți și dragi, care majoritatea sunt muzicieni, dar nu pot lucra tot timpul cu toți. Și primul criteriu este profesional, dar când spun profesional, nu neapărat cei mai buni profesioniști. Îmi place să spun că profesional și cu oameni care își doresc să facă performanță, chiar dacă nu au un nivel. Eu am reușit și cred că asta e un lucru care mă reprezintă. În ultima perioadă am reușit să aduc în atenția publicului și a spectatorilor în orchestra pe care o conduc, oameni tineri care acum 2-3 ani din elevii mei nu aveau aspirații și într-un timp relativ scurt au reușit să vină să cânte cot la cot cu oameni cu experiență de 30 de ani și au legat o prietenie frumoasă, au gândit la fel, au găsit același numitor comun și au avut ce discuta și au avut ce cânta împreună. Ori asta pentru mine mi se pare un fenomen foarte interesant, să pornești cu într-adevăr cu o bază de profesioniști într-o parte și cu câțiva tineri la început de drum. Și practic din nimic să faci ceva, să construiești, să creezi, să... Intră ca într-un cantonament, ca într-o școală, practic, lângă exact. Persoanele cu experiență. E cea mai mare plăcere să vezi lucrul acesta, să vezi că unde ceva timp în urmă nu exista aproape nimic decât voință, la un timp relativ scurt,
să produci un produs. Ai și ceva cred că e o bucurie mare să știi că ei de la Învățăcei exact. Și acum vă găsiți colegi. Exact. Și dacă îmi dă ceva curaj mai mult, este faptul că ar vrea pe viitor să fac și mai bine lucrul acesta, și mai prolific și să aduc în atenția ascultătorilor tineri cu potențial, care vor să lucreze. Acum asta sună frumos, tineri, potențial, ideal. Adică acest lucru este posibil cu mari eforturi, pentru că nu aruncăm cu piatra și al doilea este un violonist bun sau de perspectivă. Mulți declară, oamenilor ne place să declarăm că îmi place, vreau să fac lucrul ăsta, dar foarte mulți pe drum ne pierdem. Și nu e atât de ușor să aduc tineri în vizorul publicului. Ai absolvit studiile Academiei de Muzică din Chișinău. Cu toții știm că în conservatoare se studiază muzica clasică, dar totuși sunt convinsă că multe din informațiile dobândite pe parcursul studenției ți-au fost de folos și în ceea ce faci acum. Care ar fi aceste noțiuni pe care le folosești în continuare? Are legătură muzica clasică cu folclorul pe care îl cânti tu? Sigur că are legătură. Eu am forjat la ideea aceasta că muzica clasică și tehnica muzicii clasice este neapărat de implementat în discursul folcloric. Chiar îmi place să cred că mi-am format o concepție profesională pe aceste criterii și dacă ar fi să punctez câteva lucruri din ceea ce am înțeles eu pe parcursul studiilor și ceea ce înțeleg și acum, disciplina, elementele tehnice, rigorile muzicii clasice sunt necesare în muzica populară pentru a îmbunătăți discursul. Unul este folclorul plin de praf, îmi place mie să spun, din sat. De la brazdă de acolo, da? Exact. Are frumusețea lui, dar scena e cu totul altceva. Nu putem lua acel produs răfuit și să montăm în scenă fix la fel, fiind nepregătiți profesional și noi apărându-ne de teza că domnule, acesta este folclor, el este așa și el nu poate fi altfel. Totul evoluează, noi ca oameni evoluăm și avem nevoie să ne perfecționăm. Dau un exemplu, vioara, da? Eu dacă nu cunosc tehnica vioare și produc niște sunete care te zgârie la urechi și vin și îți cânt și îți creez o stare proastă și îți argumentez cu faptul că așa cânta Badea cu tare din satul cu tare, o să țină o perioadă lucrul ăsta, dar la un moment dat... mai intră în sala de spectacol. Exact. O să cauți să mergi în altă parte și undeva se va bloca acest lucru. Așa, deci am nevoie de tehnică, da? Pe lângă tehnică sunt și alte lucruri. O cultură muzicală, pentru că nu suntem singuri în muzica asta, nu suntem singurul popor care avem muzică, care avem folclor. Formându-ți o cultură universală, muzicală universală, conștientizez faptul că sunt anumite trăsături comune în aceste muzici, da? Anumite rigori. Impuse cea mai mult de scenă. Fiind artist, trebuie să urci la un anumit nivel pe scenă. Trebuie să fii pregătit să interpretezi frumos acea muzică, da? Așa. În ultima perioadă și folcloriștii încearcă să noteze muzica. Da? Cântând în orchestră, avem nevoie să cântăm toți la fel pentru a aduce un produs calitativ. Ori, de obicei, muzicienii, muzicanții, da, să spunem așa, au fiecare inițiativa lor de a cânta în felul lor, de a exprima acel gând. Asta nu este nimic rău, doar că aceste lucruri le faci de calitate de solist. În calitate de orchestrant, trebuie să te omogenizezi, sigur. Exact, să te omogenizezi cu ceilalți și dacă tu nu ai o pregătire clasică, universală, să spunem, nu neapărat clasică, da? De a putea reda un discurs care este scris în partitură. Da? O citire bună. Exact, trebuie să-ți formezi o citire bună, asta se face cu mulți ani de citit partituri, studii, concerte și așa mai departe. Acolo ți-o formezi, pentru că încă nu s-a făcut o bază bună doar prin folclor să ajungi. Deși s-ar putea, nu ar fi imposibil, dar nu strică să-l cunoști și mai mult decât folclorul.
cursuri de orchestrație? Ați făcut? Da, am făcut în facultate, am făcut orchestrație, am fost elevul domnului dirijor, domnului profesor Petre Neamțu, dirijorul Orchestrei Populare Folclor din Chișinău, Republica Moldova. Am învățat de la domnia sa foarte mult, am fost un discipol al, și sunt un discipol al maestrului George Sârbu, un mare orchestrator al zonei noastre, al Bucovinei și al României, putem spune, un om cu vastă experiență, oameni de la care am învățat. Dar că întrebarea era legată de tehnica muzicală clasică, da, ea este imperios necesară și mă raportez la instrumentul la care eu cânt. Dar eu cred că, și pot să-mi confirm, poate că el este valabil și în mai multe ramuri ale muzicii populare. Sigur. Știu că vara trecută ai demarat un proiect, Atenție, căutăm folclor. Care a fost desnodământul proiectului și ce te-a determinat să inițiezi acest proiect? Aș începe cu ceea ce m-a determinat să pornesc acest proiect. A fost neastâmpărul meu, care la meu mai mereu, cred că se observă și din felul cum vorbesc, eu mereu sunt... Nu ești singur, așa că e ok. Sunt în căutare de a face lucruri, chiar dacă nu tot timpul le reușesc pe toate, nu sunt cel mai punctual din punct de vedere al finalizării proiectelor, dar într-un termen trebuie să le reușesc și atunci, făcând mai multe, mă simt eu mai bine. Ok, am pornit de la ideea că, acumulând ceva experiență în această perioadă, aș putea ajuta atât eu cât și câțiva prieteni de jurul meu, pentru care... Stafful tău. Da, acel staff care l-am creat, oameni pe care eu i-am ales așa, după suflet și după nivelul lor profesional. Aș spune așa, unul, nivel profesional și apoi după suflet. Avem foarte mulți copii talentați în jur, avem posibilitatea de a-i identifica acum prin internet, îi vedem cam care sunt și, de ce nu, să încercăm să le întindem o mână de ajutor. Știind că foarte mulți oameni sunt canalizați în media, în platformele online. Și acum constrânși cumva și de situația asta mondială. Exact. M-am gândit că le putem întinde o mână de ajutor, o mână benefică. Și după cum am ști foarte bine, am pornit acel proiect, s-a materializat și s-a aflat cei doi câștigători. Să le explicăm și celor care probabil n-au accesat pagina ta de Facebook. Okay. Povestește-le exact în ce a constat selecția asta și apoi și bucuria pe care le-ai făcut-o celor doi câștigători. Concursul a constat în postarea unor două piese populare cu caracter diferit, unei doine și a unei cântec cu ritmat. Concurenții care au participat au postat acele clipurețe în secțiunea comentarii a postării respective. Iar la final am ales doi câștigători cu marele premiu, care au beneficiat și de un premiu constând în imprimarea unei melodii proiectul nostru, acela al orchestrei Mihai Cotos, filmarea unui video. Au fost câteva sute? Au fost câteva sute de clipuri. Sute de participanți în cazul ăsta, da? Mai apoi le-am oferit și câte un videoclip gratuit din partea videografului Cosmin Tomoiagă și n-au fost singurele premii. La bunăvoința ta, Loredana, ai oferit și tu două premii constând în... Poți să le spui tu? În lecții de canto am ales o fată din București care cânta extraordinar oltenește și un băiat din Chișinău, Damian Spinei, cu care ulterior o să mai stăm de vorbă pentru faptul că au fost și rigorile astea privind trecerea vămii și contextul ăsta în care ne aflăm cu toții. Exact. Și pe lângă asta au mai fost câteva premii oferite și din partea unor oameni de afaceri de aici, din Suceava, care au văzut inițiativa și s-au bucurat și au vrut să participe, artiști din alte domenii și chiar și din domeniul nostru. Amintim contribuția Vioricăi Lupu de la Chișinău cu ședința foto, Mihai Pascar cu textul, așa că uitasem. Și au mai fost
câteva contribuții, dar cine dorește să vadă ce s-a întâmplat acolo, poate intra pe pagina mea de Facebook și va găsi. Trebuie să spun și cum se va materializa în continuare această colaborare. Lucrurile nu se pot face peste noapte. Avem nevoie să ne pregătim foarte bine pentru a ieși cu câștigătorii în față. Deja lucrăm cu cei doi câștigători. Țin legătura cu Alexandru Cosaciuc, instrumentistul Alexandru Cosaciuc, care a câștigat secțiunea instrumentală. Lucrăm la aranjamente. Urmează să intrăm în studio și cu domnișoara Doroftiesei, câștigătoarea secțiunii vocale. După studio va urma videoclipul și cred eu că la apariția ghiociilor de primăvară vom ieși și cu un material frumos. Se pare un lucru foarte frumos, faptul că tu întinzi o mână și celor care vin din urmă și care probabil nu știu pașii care trebuie să fie parcurși până în stadiul în care apar pe YouTube cu ceva de calitate. Și dincolo de faptul că am fost parte activă în tot ce s-a întâmplat acolo, apreciez pe fiecare colaborator de-al tău, pentru că, după părerea mea, sunt în topuri, să spun așa. Fiecare este printre cei buni în domeniu. Așa este. Asta a fost și fenomenul ăsta care a fost în jurul acestei inițiative. S-a adunat și nu tot timpul la cererea mea, dar din prietenii mei cu care colaborez și-au oferit serviciile benevol. Și asta este un lucru fantastic, mai ales că și noi, probabil la rândul nostru, probabil sigur, am primit sfaturi bune, am primit ajutor și de ce nu, maestrul George Sârbu mereu îmi spune când vorbim, discutăm la telefon, încheie, n-a fost odată să îmi spună lucrul ăsta la sfârșit, faptul că sunt obligat, la rândul meu, să dau și eu ceea ce am primit. Pentru că așa... Și dai mai departe. Exact. Și cred că țin cont mereu de vorbele dumneavoastră sale. Am văzut că tot vorbeam de pagina ta de Facebook pe care te pot găsi cei care ne urmăresc. Am văzut o postare nouă legată de proiectul cu consultanța artistică și site-ul nou. Este adevărat, am înființat un site nou unde, pe lângă prezentarea proiectelor mele, care vin în sprijinul celor care mă ascultă și mă urmăresc activitatea, de a mă cunoaște mai bine, mi-am propus să creez acolo o comunitate de tineri, interpreți sau neapărat începători, dar hai să spunem așa, începători și cei care deja au început această... Și poate vor un refresh sau să încerce ceva nou. Unde să... am numit acest serviciu consultanță artistică. Ce înseamnă acest concept? Nu înseamnă decât ceea ce vorbeam noi la început, referitor la sfaturile corecte. Nu toți au posibilitatea de a merge la o școală sau nu toți știu ce școală să aleagă sau nu toți cunosc ce profesor le s-ar potrivi. Acolo am scris câteva lucruri și am spus, făcând o analogie cu medicina, da? Mi se întâmplă să mergem la un doctor bun din a treia încercare, ori de la prima până la treia și poate nici atunci. De la prima până la treia pe drum, este timp prețios. În medicină, persoană și... Și viața, dacă exact. Aducem la extrem. Raportându-ne la artă, la muzică, ce pierdem? Pierdem timp, cum ai spus, timp, bani și motivația la un moment dat. Da, exact. Poți să și renunți dacă exact. În cap pe mâna cuiva care nu... Corect. Te ajută corespunzător. Eu am ales asta, îți dai seama că timpul meu este limitat. Oricum o să fac în măsura posibilităților, dar cred că este un început. Deci nu știm cine rezervă viața și poate odată cu mine vor mai lua și alții inițiativă, pentru că eu mi-am propus prin asta să fac conexiuni între oameni care eu consider că au un cuvânt de spus. Mi se adresează un tânăr interpret care își dorește să cânte la saxofon. Cred că experiența îmi permite să-l îndrum prin ceea ce cunosc eu din mediul artistic, să-l îndrum către un specialist bun. Și un sfat spus la timp potrivit ajută, te salvează, te dă de la început pe un pe mâini bune. Mai departe, în afară de pedagogi, bun, sfaturile cu cei care eu lucrez în studio, da? Când spuneam de tineri care au pornit deja la drum, dar care la un moment dat își pierde elan, le se taie din elan.
Atunci, tot pot să spun că am un cuvânt de spus la capitolul cu ce ieșim în fața oamenilor, da? Nu-i de ajuns să ai o sumă de bani și îți faci o piesă în studio și cu aia ai ieșit și s-a terminat. Nu, asta... După ai cântăm și live, printre altele. Exact. Și ce cântăm, și cum cântăm, și da. De ce cântăm. Sunt niște întrebări, poate, simple pentru unii. Ce alegem, ce se potrivește, ce... Exact. După cum știm, avem... În folclor avem foarte multe zone și subzone, da? Raportându-ne la Bucovina, mulți au început să le amestece, nici nu mai știu de ce cântă una, de ce cântă. Acum eu nu spun că sunt singur sau sunt în măsură eu să... Dar pot să ajut, pentru că și eu m-am lovit și mă lovesc în continuare de chestiunile astea. Având multe talente, am spus, hai să încercăm. Mai ales că online-ul reprezintă ceva de viitor și trebuie să aducem noi, mai ales noi cei mai tineri care stăpânim secretele cât de cât ale internetului, știm să comunicăm mai bine cu ceilalți, noi trebuie să o facem, pentru că... Un suflu nou, exact. La mijloace. Exact. Preluăm tot ceea ce e bun și ceea ce ne lasă cei mai în vârstă, cei superiori nouă ca ani și ca experiență, dar la rândul nostru avem, nu că avem... Avem obligația, suntem obligați să facem orice este necesar să continuăm, da? Ca folclorul să ajungă și la generațiile care poate se vor naște peste 10 ani. Uite, asta ai făcut și tu astăzi. Ai încercat să le creezi așa o imagine de ansamblu. Printr-un singur click pe YouTube pot accesa informațiile astea pe care le-ai dat tu. Îți mulțumesc pentru faptul că ți-ai răpit din timp și că m-ai primit aici la tine, în clasa ta de vioară. Aveți un sediu foarte frumos și primitor. Și mă bucur tare mult că ți-am călcat pragul și că, uite, te-ai adresat celor mai mici decât tine, le întinzi o mână și manifeste atâta deschidere. Mă bucură această întâlnire, Loredana. Ești așteptată la noi cu tot dragul, pentru că atât și eu cât și colegii mei din orchestră cu care am avut plăcerea de a cânta alături de tine, îți purtăm un respect deosebit pentru artistul și omul care ești. Îți mulțumesc pentru vorbele frumoase și acum, în încheiere, presupun că ai și un mesaj pe care să-l transmiți celor care se uită la noi. Da, voi încerca să mă adresez lor și să le spun că e bine să facem lucrurile corect pentru a nu avea surprize pe parcursul unei cariere în muzică. De asemenea, asta nu înseamnă că trebuie să ne blocăm în clișee sau să renunțăm vreodată la luptă. Niciodată nu-i târziu pentru nimic. Putem face lucrurile astea posibile dacă ne dorim cu adevărat. Și celor și mai tineri care poate vor porni de acum la drum sau care caută moda, da? Să știți că și folclorul poate fi o modă și este o modă și va rămâne o modă de actualitate, va rămâne ceva unde îți poți dezvolta toate laturile umane. Așa că vă invităm să faceți folclor și să-l facem bine, să-l facem profesionist. Mulțumim frumos!